Vin astăzi în fața dumneavoastră cu o propunere. Nicholas Sparks, Mesaj de departe. E o carte frumoasă, e o carte de vară, aș zice, e o carte de vacanță, o carte cu o poveste tulburător de frumoasă și de simplă, o poveste care ne aduce aminte de marile povești care au întotdeauna un final fericit sau mai puțin fericit, dar care au ceva miraculos. Mesaj de departe este cartea care vorbește despre o scrisoare găsită într-o sticlă, pe plajă. Scrisoarea din sticlă conține o poveste foarte frumoasă și tristă de dragoste. Ea este găsită de către o ziaristă aflată în concediu la mare împreună cu o prietenă, ziaristă care tocmai depășise pragul unui divorț, rămăsese cu un copil, o altă poveste în povestea noastră, pe care ea o lasă ușor deoparte, cu sechelele de rigoare, aș zice eu. Ei, o lasă deoparte și găsește această sticlă în care scrisoarea îi aduce în față o poveste de dragoste, așa cum și-ar fi imaginat-o. Mai mult decât atât, fac o paranteză și vă spun că autorul însuși și-a dorit o carte care să redea un pic din miracolul, din mirajul fiecăruia din noi, că undeva în lumea aceasta există o persoană care este făcută special pentru noi. Ziarista găsește scrisoarea, așa cum am spus, și se ambiționează, o obsedează ideea unui om la atâta depărtare și își pune în minte, o femeie care își pune în minte ceva reușește, își pune în minte să-l găsească. Scrisoarea și sticla veneau de la 1187 de kilometri timp de 26 de zile, deci un adevărat maraton pe care îl face sticla în mare. Apropo de obsesia ei, ea spune așa, a ziaristei: mă gândesc într-una la el, la cel care scrie, deci un bărbat povestește istoria de dragoste pe care o trăise cu o doamnă, soție până la urmă, dar care murise, și o scrie atât de frumos, veți vedea dacă citiți cartea, încât ziarista este impresionată. Și zice așa, mă gândesc într-una la el și nu știu de ce, parcă aș fi din nou în liceu și mi se pune pata pe cineva cu care nu m-am întâlnit niciodată. Doar că acum e mai rău, nu numai că nu am vorbit niciodată, dar nici nu l-am văzut. Din toate informațiile mele, omul ar putea să aibă și 70 de ani. E bine, nu are 70 de ani, cu investigațiile pe care le face jurnalista, îl descoperă, așa cum am spus, la peste 1100 de kilometri. Este un pescar școlit, un om al mării, frumos, așa cum trebuie să fie. Ca să vă dau un indiciu, vi-l dau, cartea a fost ecranizată și în rolul bărbatului joacă Kevin Costner. Așa și-l imaginează și scriitorul. Ei, odată întâlnit acest om, doamna noastră jurnalistă nu știe ce să-i spună, adică, zice ea: bună, ți-am citit scrisorile adresate lui Catherine, așa o chema pe fosta lui soție, și dându-mi seama cât de mult ai iubit-o, m-am gândit că ai putea să fii tipul pe care îl caut pentru mine. Și așa mai departe, face tot felul de scenarii, îi iese, ca să spun mai puțin literar, îi iese planul, își duce planul la bun sfârșit, îl cunoaște, formează un cuplu pentru o bucată de timp, hotărăsc foarte multe lucruri pentru ei, trăiesc o poveste frumoasă, îl aduce la ea acasă, îl cunoaște pe copilul ei, își fac încă o dată 1001 de planuri, dar 1001 de planuri, dar se întâmplă un accident și el moare. Povestea nu se termină aici, pentru că
dincolo de tristețe, de aventură, de tonul cald și frumos cu care este povestită și bucuria și tristețea și eforturile pe care le fac amândoi să uite, fiindcă amândoi veneau în urma unor întâmplări mai puțin fericite, ei după toate acestea răsare speranța. Și anume, dacă scrii o scrisoare, o pui într-o sticlă și dai drumul pe mare. Așa se încheie cartea. Scriitoarea, jurnalista, își propune să scrie ea, la rândul ei, o scrisoare despre povestea frumoasă pe care a trăit-o, să o pună într-o sticlă și să-i dea drumul pe mare. Poate că cel cu care trebuie să se întâlnească va găsi sticla și se vor întâlni. Cartea este frumoasă, eu am spus doar câteva cuvinte despre subiect, dar este, așa cum am spus, o frumoasă poveste, o stufoasă poveste, la modul cel mai fericit, dintre două cupluri de îndrăgostiți, dintre două familii, apoi copilul, foarte multe nuanțe, foarte multă grijă în a păstra frumusețea locului, a locurilor în care se desfășoară povestea și foarte multă grijă pentru cititor. Adică dorește să fie plăcut, dorește să fie înțeles, dorește să fie apreciat și apreciată povestea și scrisul, bineînțeles. Mesaj de departe este mesajul scriitorului și al cărții pentru fiecare din noi, adică undeva ar trebui să fie acea jumătate pe care o căutăm sau am căutat-o. Mi-am notat eu aici că povestea continuă când sticla ei de data aceasta a dispărut din raza ei vizuală, câteva momente mai târziu se îndreptă din nou spre mașină. Mergând în tăcere prin ploaie, Tereza, jurnalista, zâmbi. Habar nu avea unde sau când sau dacă vreodată o să se oprească undeva sticla. Dar asta chiar nu mai conta. Într-un fel sau altul, știa că cineva va primi mesajul. Vă invit să citiți Nicholas Sparks, Mesaj de departe, o carte apărută destul de recent, o carte care cu siguranță vă va plăcea, cu siguranță vă va merge la suflet. O carte frumoasă pentru toți oamenii frumoși. Lectură plăcută!